Bogdan Manole, Laurențiu Popescu și Monica Salate, cei trei candidați pentru funcția de președinte al clubului CS Târgoviște, rămasă vacantă după demisia lui Ciprian Plisăcaru, au înregistrat rezultate dezastruoase la concursul desfășurat miercuri la prânz. Manole și Salate n-au depășit fiecare 20 de puncte, iar Popescu la 50, subiectele fiind considerate foarte dificile. Au fost multe întrebări care nu aveau ce să caute la un asemenea concurs. Ok, am venit și noi nepregătiți, dar parcă subiectele au fost gândite ca să nu ia nimeni concursul, ne-a dezvăluit unul dintre candidați. În aceste condiții, Cornel Cornea rămâne director interimar până la organizarea unui nou concurs de către MTS, cel mai probabil după alegerile parlamentare. Aproape sigur, nici Manole, nici Salate nu-și vor mai încerca norocul sau influența la viitorul concurs, la care a anunțat deja că va candida Laurențiu Popescu.